Bine v-am găsit, dragi prieteni, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1859, la data de 24 ianuarie, a fost proclamată Unirea Principatelor Române, moment în care adunarea electivă a țării românești s-a pronunțat pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza. Procesul Unirii Moldovei și a țării românești a avut la bază puternică apropiere culturală și economică dintre cele două țări, elemente care au generat actul unirii celor două state. Procesul a început în 1848, odată cu realizarea unirii vamale între Moldova și țara românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar. Impusă sub o puternică presiune populară, cu deosebire la București, alegerea ca domn al țării românești a lui Alexandru Ioan Cuza avea să-și găsească o confirmare deplină la mare manifestare prilejuită de sosirea alesului națiunii în capitala munteană. Începând cu acel moment, cele două țări au intrat într-o unire eminamente personală. Deși era cunoscut la acea vreme, acest fapt nu reprezenta nimic în plan politic, însă ulterior orientarea unionistă a domnitorului a făcut ca țările române să acționeze în următorii ani în acest sens. De asemenea, tot pe data de 24 ianuarie, în anul 1866, s-a stins din viață Aron Pumnul, cărturar, lingvist, istoric literar și filolog, recunoscut ca fiind unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania. Originar din localitatea Cuciulata, județul Brașov, acesta a efectuat studii la Odorheiul Secuiesc, Blaj, Cluj și Viena. În perioada în care a fost cadru didactic la Blaj, a înființat împreună cu Timotei Cipariu publicația Organul Luminării. În timpul Revoluției Pașoptiste din Transilvania, s-a remarcat ca unul dintre organizatorii primei adunări naționale românești de la Blaj din luna aprilie a anului 1848. Urmărit de autoritățile revoluționare maghiare, Aron Pumnul se refugiază în Muntenia, unde participă la Revoluția Pașoptistă din această provincie, fiind numit de Nicolae Bălcescu în funcția de comisar cu propaganda în județul Râmnicu-Sărat. După înăbușirea Revoluției Muntene, s-a refugiat la Cernăuți. În februarie 1849 este numit profesor suplinitor la Institutul Filosofic, iar în 1850 profesor titular. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.